Pe cei căzuți, Domnul să mântuiască pe cei ce au nevoie de mântuire. Este vremea când se va împlini pilda fiul nunții de împărat. Va chema Domnul și o să zică, păi noi nu putem veni. Ne-am cumpărat, am făcut, am zidit, trebuie să mergem, să le curățim, să le vedem. Și a zis Domnul, du-te! Și ce găsești? Va fi la nuntă. Și când o să, Doamne, deschide-ne. Plecați că nu vă cunosc. Suntem oare chemați noi de Domnul? Da. Ne temem noi de Dumnezeu? Sau spune, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul. De ce? Faptele lor erau făcute cum? Întuneric. Erau făcute ca și lumea. Și nu doreau să iasă la lumină. Ce iubim? Lumina? Doamne, ajută-ne să iubim lumina. Amen. Și așa cum spunea fratele Daniel, de semne și minuni, aș vrea să se întâmple în această biserică. Și aș vrea când mai vine fratele Daniel de împreună să facă Dumnezeu prin oamenii lui, prin robii lui, semne și minuni, fraților. Nu doar să trăim din amintiri. Nu doar să spunem că s-a întâmplat în alt loc. Să se întâmple cu noi. Și aici. Vreți lucrul acesta? Aceasta este dorința mea în 2017. Eu nu obișnuiesc să iau hotărâri. Obișnuiesc să-L slujesc pe Dumnezeu. Să-mi dau silința. Că de ce folos ar fi să spun Doamne, în 2017 vreau să citesc de 10 ori Biblia, dar scoarță să nu o citesc niciodată. Nu este mai bine să o citesc măcar o dată? Domnul să ne binecuvintează. Nu este mai bine să fiu prezent la casa Domnului, să mă silești tot mai mult cu familia, cu frații, cu surorile, să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că spune Biblia clar, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, Doamne ajută-ne să fim în numele Tău, amin, să înțelegem lucrul acesta. Și Domnul să lucreze așa cum a făgăduit El prin glas profetic. Eu cred că Dumnezeu va lucra. Eu cred că Dumnezeu își va face numele de slavă, dar noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Să ne apreciem unii pe alții. Să ne ajutăm unii pe alții. Să ne mângâiem unii pe alții. Dacă vezi pe un frate întrist, acum îl mângâi. Să-l îmbărbătesc. Să spui, Dumnezeu te iubește, are milă de tine, îi pasă de tine. Îți dai seama să-i pese lui Dumnezeu de tine? Dumnezeu îi pasă, indiferent cine ești, indiferent culoarea, indiferent starea, Dumnezeu îi pasă. Doamne, ajută-ne să fim oamenii chemați de Tine. Să nu ne fie frică de adevăr. Chiar dacă ne-ar costa să ni se taie capul, nu vom muri de cancer. Vom muri ca martiri. Vom avea o slavă mai mare. O cunună mai strălucitoare. Dar nu este frică, așa-i? Spune Biblia clar că Dumnezeu a pus în noi un duh de nici de frică, nici de teamă. Un duh de fiere care ne face să strigăm Ava, Doamne ajută-ne la aceasta. Tu ești Tatăl nostru și eu cred că Dumnezeu ne va întări să stăm la dispoziția Lui și în acest an. Amin. Amin.